Salutare, te binecuvântez și te binecuvântez să fii fericit, plin de pace și de liniște în orice circumstanță. Și de ce te binecuvântez cu acest lucru? Pentru că zilele astea meditam la acest lucru, care este atitudinea mea în cele mai grele circumstanțe, pentru că de multe ori problemele noastre sunt din cauza faptului că noi avem o atitudine proastă când vine o situație grea, o perioadă grea, o anumită stare în viața noastră. Și eu de multe ori aveam această problemă înainte să fiu în biserică. De fiecare dată când venea o perioadă mai grea sau o perioadă mai stresantă sau când apărea o stare rea sau o veste proastă, foarte tare intram în emoții, în sentimente, în gânduri rele. În loc să rezolv problema pe care o aveam, parcă mă băgam în problemă din ce în ce mai mult. Și pe lângă faptul că mă băgam în problemă din ce în ce mai mult, eram foarte nemulțumitoare, foarte cârtitoare așa, adică nu eram nemulțumită, nu îmi convenea nimica, toate lucrurile mergeau prost și eu nu făceam altceva decât să mă plâng și să mă vait și atât. Dar, de când sunt în biserică, am învățat un lucru foarte important, că problema se rezolvă atât timp cât eu, în cele mai grele circumstanțe, sunt într-o atitudine corectă față de aceste lucruri. Soția pastorului nostru principal are rugăciuni de mulțumire și mă gândeam cât de important este ca eu să fiu mulțumitoare pentru orice lucru, pentru că arma cea mai puternică este mulțumirea. Noi să fim mulțumitori pentru orice situație, să ne mulțumim, să trăim în orice circumstanță, pentru că asta ne va ajuta. Și eu am văzut că atunci când am fost mulțumitoare, chiar dacă a fost un moment greu, starea mea s-a schimbat. Și am încercat să aplic asta și vreau să spun că a fost foarte fain, pentru că a fost un moment în care au venit anumite gânduri care nu erau chiar foarte bune, care erau gânduri rele, negative, într-o anumită situație, aveam o atitudine de nemulțumire, să spunem, într-o anumită situație. Și mă gândeam, acum e alegerea mea. Ce aleg eu? Aleg să fiu nemulțumitoare sau aleg să fiu mulțumitoare? Aleg să mă plâng, să mă vait sau să fiu mulțumitoare pentru ce mi-a dat Dumnezeu și să încerc să am pace, liniște și bucurie? Și în momentul în care au venit acele gânduri, am ales să fiu mulțumitoare, să mă gândesc la faptul că Dumnezeu îmi poartă de grijă. Și primul gând care a venit în momentul în care am ales să fiu mulțumitoare a fost că Dumnezeu este bun și că Dumnezeu poartă de grijă celor ce împlinesc cuvântul Lui. Și atât timp cât sunt în biserică și învăț să împlinesc cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu poartă de grijă. Și mi-am dat seama că e atât de important să alegem să fim mulțumitori, pentru că în momentul în care am ales să fiu mulțumitoare, starea mea rea a plecat și a venit pace, liniște și bucurie. Și chiar mi-a sunat o prietenă și a spus că Dumnezeu este bun și că Dumnezeu poartă de grijă și am făcut-o și pe ea să fie fericită. Și chiar prietena mea e din biserică și ne gândeam cât de fain este și cât de important este că noi suntem în biserică și învățăm să fim mulțumitori în orice circumstanță și cât de important este să fim în biserică, pentru că sunt oameni care ne învață cum să trecem prin probleme foarte ușor sau cel puțin cu atitudine corectă și problema să nu fie atât de mare, ci pur și simplu noi lăsăm problemele în mâna lui Dumnezeu și El rezolvă, pentru că Dumnezeu este bun și poartă de grijă. Și așa binecuvântezi să fii și în viața ta. Dumnezeu este bun și să-ți poarte de grijă și tu să păzești cuvântul Lui ca El să te păzească pe tine.